Uniunea Europeană va coopera cu orice guvern care va fi format la Chișinău, iar o majoritate parlamentară ar trebui creată fără persoane implicate în frauda bancară. Declarațiile au fost făcute de șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter Mihalco, în cadrul unui interviu la Radio Chișinău. Vom coopera cu orice guvern care va fi format pe baza rezultatelor alegerilor în mod standard, deci fără niște, uh, niște metode netransparente, uh, o nouă majoritate să fie formată, uh, dar și uh, să nu uh, fie bazată pe oameni care uh, au uh, fost uh, uh, parte uh, la fraudă bancară este foarte important că fraudă bancară care a daunat așa de mult Moldova cetățenii Moldovei economie Moldovei că acești oameni să fie pedepsiți și sigur că și bani să fie recuperați. Și noi vom continua să insistăm pe asta. Este un aspect important și ceea ce privește funcționarea statului de drept în Republica Moldova. Cu asta noi vrem să continuăm cooperarea noastră pe baza acordului de asociere. Bucuram de fapt că partener principal politic factorul principal politic din Republica Moldova Recunosc uh, importanța acestui cadru uh, fundamental relațiilor noastre, acordul de asociere fiind uh, fiind uh, baza pentru dezvoltarea și relațiilor noastre, dar și dezvoltarea Moldovei uh, uh, ca stat, ca societății, economiei ei uh, și statului, funcționarii instituțiilor de stat și așa mai departe. Potrivit oficialului european, Republica Moldova trebuie să continue efortul și reformele în domenii precum statul de drept, independența justiției și funcționarea instituțiilor de stat. Scopul care este, este pus acestei relații, adică Asociere politică și integrare economică este un scop foarte ambițios. Precum știți, în acordul de asociere al nostru, în preambulă, este scris foarte clar că alegerea europeană și aspirațiile Republicii Moldova europene sunt recunoscute. Deci, suntem în faza în care, într-adevăr, se așteaptă Îndeplinirea acestei ambiții, să spunem, acestei, acestui, atingerea acestui scop de asociere politică și integrare economică uh, cu toate care, deci, ce înseamnă asta de fapt? Ceea ce privește progres în domeniul economic sau progres în domeniul deplin, deci folosirii uh, acordului de liber schimb. Ce înseamnă progres în stabilizarea sistemului bancar financiar, dar și ce înseamnă așteptările că progres să fie înregistrat și în justiție, în statul de drept, în standardele democratice. Să vedem întărirea uh, respectării uh, și libertăților precum este libertatea presei. Uh, pre, uh, că să vedem uh, 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 progres uh, și uh, în uh, implementarea uh, uneor uh, legilor care sunt adoptate, dar nu devin realitate, la finalul interviului pentru Radio Chișinău, șeful delegației UE, Peter Mihalco a invitat cetățenii Republicii Moldova în zilele de sâmbătă și duminică, mai exact pe 11 și 12 mai, în grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt din Chișinău, unde va fi inaugurat orășelul european.